George Buhni se află la depoul Pantelimon și are mai multe informații. Bună seara, George! Bună seara, Andreea, bună seara tuturor. Ancheta aceasta merge pe trei piste importante. Este verificată, în primul rând, starea tehnică a vagonului și a boghiului implicat în acest accident. Important este că tocmai ce ieșise dintr-o revizie capitală și nu avea mai mult de 600 de kilometri în care a rulat până la accident. O a doua pistă se referă la o posibilă eroare umană. Se verifică dacă nu cumva a fost depășită viteza limită pe cea porțiune de pe traseu și din cauza unui șoc vagonul să fi sărit de pe șină. A treia pistă, de asemenea importantă pentru investigatori, este cea în care o porțiune de material, la porțiune din șină de la infrastructură, să fi cedat. O cedare de material este ea numită. De asemenea, vă spuneam, o pistă care trebuie să scoată la lumină până la urmă care este cauza acestui accident. Un rezultat important al anchetei pentru sutele de mii de pasageri care folosesc în fiecare zi transportul subteran. Acestea sunt informațiile. La revedere!